seara, domnule domnișoară și domnilor! Bine ați venit din nou la Galeriile E-Art, Asociația E-Art, International Artists. Suntem o familie, precum se vede, în creștere, creștem în fiecare zi, în fiecare săptămână și acest lucru ne bucură. Facem eforturi deosebite să ținem membrii noștri fericiți și mulțumiți. Bineînțeles că este utopic să credem că putem mulțumi toată lumea, dar majoritatea, am văzut, sunt mulțumiți, sunt alături de noi și noi suntem alături de ei. În această seară, pe Simeze, avem o expoziție deosebită. Deosebită din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este o expoziție de icoane. Expoziții de icoane sunt mai puțin obișnuite în lumea artistică. Nu am văzut așa de multe și mai ales în urmea noastră. Se fac în anumite locuri și se fac în anumite lăcașe de cultură, dar în săli și galerii de artă, puțin mai puține. De asemenea, este o expoziție deosebită, deoarece maestrul care l-a pictat și a cărui lucrări sunt pe semenzele noastre, este un artist din Grecia, Constantinos Zaponinis. Nu ați auzit poate foarte multe despre domnia sa, dar veți auzi de acum, veți auzi mai multe și pentru faptul că este un artist deosebit de talentat și pentru faptul că este membru al asociației noastre și pentru faptul că aceasta fiind, chiar dacă este prima expoziție în Iași, în România, expoziție de icoane și de artă, va mai avea încă una, probabil la sfârșitul lunii aprilie sau mai. Pentru această expoziție, pentru această seară, am scos și un mic album pe care îl veți găsi pe cam peste tot, cred, pe care maestru vi-l oferă dumneavoastră cu un autograf celor doritori și iubitori de artă. În mai-aprilie vom scoate un album foarte bun, foarte frumos, foarte mare, care va fi lansat la Muzeul Unirii. Va avea de asemenea loc o altă expoziție cu artă de altă natură, un fel de artă modernă, stilizată, interpretativă. Albumul va cuprinde și partea de icoane și partea de artă interpretativă. În această seară, pe lângă maestru Constantinos Zaponinis, avem lângă noi două personalități care vor vorbi despre arta domniei sale. Îmi pare rău că vorbește greacă și engleză, nu pot să-i traduc absolut tot ce se poate. L-am înștiințat înainte, dar ce va spune domnia sa, voi traduce eu pentru dumneavoastră, dacă este nevoie. Aș da întâi și întâi cuvântului preotului paroh, Dumitrie Meticariu, care este un prieten bun, un prieten vechi, un prieten al artei și al culturii și aș spune că se pricepe în mod deosebit la ceea ce înseamnă iconografie și artă sacră. Onorată asistență, domnule profesor, oameni buni. Acum două zile am primit un telefon să mă prezint aici, dar nu știam pentru ce. Orientarea în teren m-a determinat să-mi reconsider gândurile și din cursurile noastre universitare la București, când am făcut, printre altele, la teologie și istoria artelor, în special istoria artei bizantine. Mă regăsesc ca la un amfiteatru de curs universitar despre pictura bizantină, pentru că arta bizantină e atât de complexă încât doi ani cât am făcut noi, era foarte și prea puțin. Aflându-mă în arealul ăsta, vedem un rezumat al artei bizantine, nu repetat și copiat, ci liber conceput, pentru că domnia sa, domnul Constantinos, a făcut numai doar școala de artă în Salonic, în Muntele Athos, în Atena și mai departe, în spațiu grec, strict bizantin. Făcut și în vest, în special în Franța, în Montparnasse și mai departe, unde Montparnasse-ul e arhicunoscut de noi români, Montmartre, Montparnasse și Cartierul Latin. Montparnasse avea și loc Sfântul din Montparnasse, pe nume Constantin Brâncuș. Ei, domnul Constantin, venind din studiile universitare și artistice ale Franței, evident, ca orice studios acolo, a fost parțial, dar benefic, influențat și de curentul impresionist de acolo. Și vedem anumite imagini iconografice, care doar pentru necunoscători
dau impresia că s-a depărtat de tradiția iconografică bizantină. Dar nu despre arta iconografică vă vor vorbi, ci despre icoana în sine. Ce este ea? În cadrul cursurilor universitare la teologie, vorbim și despre iconografie, dar și despre iconologie. Cel mai bun și primul, de fapt, din cronografic, cronologic vorbim, studiul despre iconologie a fost Sfântul Ioan Damaschin, care stă la baza studiilor iconologice din întreaga Biserică Ortodoxă. Mai departe, mai ales la începutul secolului 20, când după marea revoluție socialistă din octombrie, care sărbătorește pe 7 noiembrie, mulți teologi din Rusia au plecat în vest și au făcut un mare institut care a uimit Occidentul, Saint-Serge, Universitatea Sfântul Sergiu, unde mari iconologi și iconografi Florenski, Florovski, Uspenski și alții au făcut o școală de elită pentru creștinii ortodoxi care, datorită groazei comuniste, s-au refugiat, cum primim și noi astăzi alți refugiați, de ororile nedreptății și a neomeniei. Bine, în acest periplu al lor au dezvoltat acolo în Occident o școală care, după 80 ceva de ani, s-a reluat în Rusia, mamă, și la noi, în țară, numai că la noi, din nefericire, în comisiile noastre de pictură bisericească din țară, se practică o plastografie, o mutilare a spațiului arhitectural și liturgic al bisericilor. Nu se mai practică pictura bizantină originală. Iar dacă te abați și faci, cum a spus la Biserica Banu, într-un stil neoclasic și într-o tehnică de inspirație occidentală, ești pasibil de scoatere din circuit. Am reușit să convin Ministerul Culturii, Direcția Națională de Monumente Istorice, Comisia Națională de Pictură Bisericească și alte comisii și comisii, ca Biserica Banu aici în apropiere și vă rugăm să vizitați, nu că ne rugăm cu exemplu personal, și să vedeți ce înseamnă o iconografie în casa Domnului, la ea acasă. Și de ce fac referire la Biserica Banu? Pentru că în Biserica Banu veți vedea o catapeteasmă făcută de un pictor, Eustatie Altini. Ori era grec, ori a român, din sudul Dunării, din zona ocupată de otomani, turci. S-a naturalizat în Moldova și când a venit la conducerea Mitropoliei Moldovei Eustatie Altini, împreună cu alt naturalizat, pe nume Leopold, i-a trimis la studii unde? În capitala artelor de atunci, la Viena. S-au întors pregătiți în arhitectură și în pictură. Primul edificiu neoclasic din Iași și din spațiul românesc de după aceea, deci la anul 1800 exact, citiți prin inscripție de atunci originală, s-a construit și a pictat această biserică în stilul neoclasic, post-neo-bizantin. Și o să vedeți acolo și pictura nouă care, datorită vicisitudinii vremii, dispăruse între timp. Am refăcut-o după modelul și planul inițial conceput de Eustatie Altini, arhitectul Herr Leopold și mitropolitul Iacob Stamate, care era un iubitor al clasicismului occidental și al civilizației și culturii occidentale. Era născut la Bistrița și trecând Carpații a venit cu toate ideile de acolo ca după perioada întunecată a fanarioților, când le place politicienilor să se spună, să înceapă iluminismul târziu și la noi. Așadar, despre iconografie, despre iconologie se poate vorbi mult. În câteva fraze vreau să vă spun și cu asta închei. Iconii, în limba greacă, înseamnă imagine. Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu celui nevăzut, s-a făcut din Dumnezeu adevărat în om adevărat, ne pierdându-și calitățile
iar aceea era în egală măsură într-o persoană două fire, firea dumnezeiască și firea omenească. Pe tema asta a fost multe discuții teologice, monofizitis, monofizis, diofizis, așa. Dar nu asta e important. Și Mântuitorul spune, pentru că acolo avem temeiul teologic, logic și practic al icoanei, al reprezentării lui Dumnezeu celui nevăzut în chip văzut. Și Mântuitorul spune, cel ce m-a văzut pe mine aici, l-a văzut pe Tatăl meu care este în ceruri. Ce altă dovadă mai putem? Nu putem contesta nici din vedere istoric, nici din vedere logic și nici într-un alt fel. Să contestăm prezența terestră a Fiului Dumnezeu. Mi-a lăsat acest testament ca amprenta pe un pașaport, pe un buletin și așa mai departe. Dar el n-a venit singur pe pământ. A venit, s-a luat însoțitor întâi pe Sfânta Maica sa, Mitirtu Teu, Teotocos, Născătoare Dumnezeu, și pe Sfinții Apostoli, și pe toți urmașii lui de-a lungul istoriei. Și după 749 de ani de dezbateri, Sfântul Ioan Damaschinos, cu el se încheie, așa zisă, perioada de scrieri patristice, patrologie, se încheie cu el la anul 749. Într-o perioadă în care musulmanii au invadat întreg Orientul creștin, au distrus bisericile tot cu icoane, au înconjurat și nordul Africii tot populată de creștini, au vrut să intre prin Spania, iar perșii prin Bizanț, să cucerească întreaga Europa creștină. Nu le-a mers, dar încearcă până în ziua de astăzi. Și el face și primul tratat, vorbim așa, poate iorativ, că apariția islamismului este prima formă de manifestare a Antichristului. Și în ziua de azi, când aud de islamiști de Hristos, parcă aud de acela. Nu ne privește pe noi. De aceea au scos, din câte biserici care nu le-au distrus, au scos icoanele din biserică, care au dat foc cu formă de iconoclasmos. Da, formă de luptă împotriva icoanelor. S-a întâmplat și în Bizanțul creștin, de fapt, acest lucru, după modelul islamist. Și atunci s-a născut arta arabescă. Cele mai complicate desene, bun, e meritul lor, artiștilor. Dar prin această artă non-figurativă s-au dezvoltat ei și bisericii creștine au căpătat o altă decorație multicoloră și multiformă, poliformă. Bine, în loc de crucea pe biserică au pus iataganul semiluna și jos au expoliat toate bisericile și au pus arabescuri. A dispărut icoana creștină în spațiu ocupat de islamiști. Dar, prin icoana și cei care puteți vizita Țara Sfântă, obligatoriu să vedeți Muntele Sinai, Peninsula Sinai, unde se găsește, cum maestrul are aici pe icoană, aici în dreapta, este chipul autentic, acolo îl găsim autentic, dar reprodus cu maximă fidelitate, ale celei mai vechi icoane de Muntele Sinai, din jumătatea secolului VI, în timpul împăratului Justinian cel Mare, care a construit Sfânta Sofia în Constantinopol și printre alte ctitorii în Orient apropiat și mijlociu, Sfânta Ecaterina, care dăină și în ziua de azi. Ea este printre cele 7 mănăstiri din cele peste 1000 care au fost zidite de-a lungul Iordanului și de-a lungul Nilului. A fost la fața locului, documentarea este clară ce vă spun, au rămas doar 7 mănăstiri. Asta este răspunsul islamiștilor care și în ziua de astăzi vor cucerirea Europei. Dar sperăm ca în locul crucii de pe metropolie să nu fie vreun iatagan. Mai departe,
icoana de la Sfânta Ecaterina pe Muntele Sinai a rămas reper pentru întreaga creștinătate. Mergem în vest și în toate bisericile romano-catolice vedem icoana cea din tâi. Iconii primus limba latin, greacă, Dopteros, Theophanes, Theophanes, da. Teofania înseamnă arătare. Teos, fania, de acolo vine și fenomenul. Teofania, arătarea Domnului, o vedem aici reprodusă cu fidelitate maximă, cum am spus, după icoana de la Muntele Sinai, Sfânta Ecaterina. Așadar, argumentare teologică avem, argumentare istorică avem, argumentare artistică avem, nu numai în țară, ci și în țara, în România, adică, dar și în Grecia, Elada, întotdeauna, mama marilor inspirați, a filozofilor, artiștilor și a marilor tehnicieni. Și apropo de tehnii, în limba greacă, tehnii înseamnă artă veche. Când cultura și civilizația romană s-a suprapus peste cea greacă, au adus ars, ars artis. Este de acolo expresia aceea, ars longa, vita brevis, arta e lungă, viața e scurtă. Cuvântul tehnii din greacă a rămas pentru tehnică și a fost înlocuit arta, propriu-zisă, cu cuvântul latinesc ars, artis. De atunci, simbioza greco-romană, dă-ne ca exemplu în toată lumea, a fost o simbioză forțată, dar bine realizată. Că atunci când au intrat romanii în vechea Elade, au lăsat armele. Ce au zis grecii? Când armele zângănesc, artele tac. Acum, pe timp de pace, armele se continuă. Evlogia tot e uimon, e tot. Tom, nim, chiar aici, Iisus e ona. Amin. Mulțumim, preotul paroh Dumitru Marticariu. Și acum, din punct de vedere artistic, despre tablourile sau icoanele domniei sale, va vorbi criticul de artă Mihai Păstreluș. Am să încerc, după ce am văzut expoziția, să trag câteva concluzii. În primul rând, sunt onorat că pot să vorbesc în seara asta alături de maestrul Constantinos Zabonidis, o personalitate, un maestru al artei sacre, și cred că maestrul știe că și românii undeva, Nicolae Iorga a și scris o carte în acest sens, fac parte tot din spațiul bizantin, pentru că a scris o carte Bizans apre Bizans, apre Bizans, adică Bizans după Bizans. Și nu numai ei, și bulgarii, și sârbii, și sunt foarte multe rămășițe care au fost transmise în cursul istoriei pe această linie. Am constatat de asemenea că domnia sa este un fin observator și un demn urmaș al curentului bizantin care s-a transmis în artă și dânsul face o continuare a tehnicilor vechi, tehnici care sunt regretate, din păcate, în întregul Occident. La congresul de estetică, care am avut ocazia să merg, am discutat cu mulți specialiști în istoria artelor și toți regretau faptul că nu au cunoscut Occidentul, n-a cunoscut cum trebuia Bizanțul și l-a ținut într-o uitare permanentă, ba chiar l-au și exclus din programele universitare, din școli și așa mai departe. Ori arta bizantină este o artă foarte fină, complexă, rafinată și cu bun gust, pentru că ea servea pe de-o parte unei clase bogate cu tradiții și în același timp îmbogățită și cu culorile și cu valorile Occidentului și cu valorile Orientului, dar și cu cele din Grecia, pentru că așa cum bine a subliniat Părintele Merticaru, avem de-a face cu o implicație a școlii eleate, a curentului elenismului care s-a continuat în bizantinism și dacă bizantinismul în prima perioadă a fost dominat de romani, treptat
parcurs a fost preluat de greci, încât atunci când a căzut Imperiul Bizantin, el era complet grecizat, cum se spune. Și erau școli foarte puternici, printre care Marea Școală Imperială de la Constantinopol, care produceau în mai multe domenii ale artelor, inclusiv în iconografie, meșteșuguri, arta fină, rafinată a mozaicului, care nu este uitată, și au transmis în toate direcțiile influența acestea. Una din cele mai puternice este cea din la Ravenna, din Italia de Sud. Acolo, San Vitale este o probă de influență directă a culturii bizantine în cadrul latin și nu numai acolo, în Serbia, în Bulgaria, la noi, la fel, școlile noastre au fost influențate direct de școala bizantină. Așa încât maestrul Zaponidis este un continuator rafinat, fin, subtil al curentului bizantin. Pe de o parte, pe de altă parte, continuu și tehnici. Tehnici care s-au înregistrat la Bizanț, și anume tehnica lucrării pe lemn, tehnica lemn de data aceasta învechit, tehnica lucrării cu foițe de aur, tehnica decorativă cu metale prețioase și cu pietre prețioase, pentru că, așa cum se știe, și dânsul continuă această linie, cum o să vă uitați în icoanele care sunt prezente aici, ideea iluminării este preluată, evident, ca teorie de la Sfântul Augustin, cu faimoasa doctrina iluminării, și ea este recunoscută în tehnica de iluminare a spațiului plastic al icoanei, prin aplicarea foiței de aur, prin aplicarea unor pietre prețioase și haloul în general. Haloul care era semnul influenței divinității asupra Sfântului sau asupra omului. Și acesta este iarăși luminat. Culorile dominante sunt galbenul, bineînțeles, care este auriul, care este metalul nobil, metal prețios. Și la noi avem în nordul Moldovei, la Putna, la Sucevița, la Moldovița, multe dvere care sunt lucrate cu pietre prețioase, cu multe elemente decorative care sunt de inspirație bizantină, pentru că domnitorii noștri, între care Ștefan cel Mare, cu glorioasa sa operă, au cultivat în permanență acest curent. Și nu numai el, cam toți. Și la Iași, încă s-a mutat capitala de la Suceava la Iași, avem puternici influențe bizantine pentru o serie de biserici. Pe de altă parte, avem o influență pe care văd că o păstrează domnia sa în imagistică, și anume aceea a unei galerii de sfinți, pentru care cel sfânt, figura centrală este Iisus Hristos, este Maica Domnului, este Sfântul Ioan Botezătorul, este Sfântul Gheorghe ca sfânt militar, care are o altă poziție, pentru că sfinții militari erau în general agreați și cultivați în religia creștină, pentru că erau apărători cu sabia ai creștinismului împotriva altor curente care nu se potriveau, nu congruiau cu creștinismul. Și, pe de altă parte, avem postura, compoziția ca atare, care este de influență, după părerea mea, și nu cred că mă înșel, de influență isihastă. În sensul că isihasmul, prin Ioan Scăraru și mai târziu prin Grigore Balamas, a introdus acel curent care se recunoaște în icoanele acestea, de aici, un curent care cultiva liniștea, pacea internă, sobrietatea, tăcerea și contemplația, niște valori care în același timp sunt și morale, dar domnia sa a găsit echivalentul plastic pentru a le exprima foarte frumos. Sfinții au o postură transcendentală. Ei nu privesc în lumea asta profană, privesc undeva dincolo de ea, au o privire metafizică. Și acest lucru este surprins cu subtilitate de către maestru, încât icoana este un simbol al divinității, un simbol al
frumuseții de altă natură, a unei naturi transcendentale. A reușit foarte bine ca să convertească acest comportament, să spunem, divin, transcendental, să-l convertească într-o trăire profană, pământească pentru noi și să ne facă să înțelegem, bineînțeles, valorele acestei școli isihastice. Isihasmul, după părerea mea, este o școală foarte puternică, a fost o școală puternică și continuă și astăzi, într-o anumită măsură, că dacă stăm să ne gândim bine și atunci când intrăm în biserică, tăcerea și liniștea care ne-o procură serviciul divin de acolo, este pe linia isihasmului, în sensul că ne eliberează de comportamente, de stresurile zilei și ne face să contemplăm într-o altă zonă. Ei bine, acestea sunt bine văzute în sfinții pe care îi avem prezența aici. Sunt și alți sfinți importanți. Noi avem la Iași Sfânta Parascheva. O găsim și aici. Deci Sfânta Parascheva este prezentă. Sfântul Dimitrios, Sfântul Gheorghe, care v-am spus, sfânt militar. Gheorghios, care a fost un general, știe toată lumea, deci este un general roman și care a îndrăznit să părăsească practicile religiei romane și s-a apropiat de creștinism. Când împăratul a aflat de acest lucru, l-a pedepsit de tot prin sfârșierea corpului tras de patru cămile. Dar el a rămas ca un simbol al creștinătății, ca un simbol al apărării valorilor creștine. Valori care astăzi din nou sunt atacate, să vedem, de către aceste hoarde care vin din Orient și sunt cu cel puțin 1500 de ani în urma noastră. Căci ce fac ei astăzi? Noi făceam acum 1500 de ani, că am făcut și noi, din păcate, greșelile de asta, am făcut în America Latină, am mai făcut și pe alte părți, cu excepția religiei ortodoxe, care nu s-a implicat în crime și în excluderi în acestea de tip sau de comportament exclusivist, știu, de extremism. A fost o religie echilibrată, coerentă și nu întâmplător. Nu întâmplător este acest lucru, pentru că a primit valorile filozofiei clasice din epoca elenismului, Isiheia, parcă așa îi spune? Isiheia, da? Este, în fond, o preluare, dacă vreți, a ataraxiei, care era cultivată în elenism. Ataraxia, adică, care mai târziu apare ca izolare în turnul de Fildeș, dar în cazul nostru, aici, Isiheia sau Isihasmul, curentul ca atare, înseamnă o pace între oameni, o liniște interioară, o contemplare internă și aceasta se cultivă o serie de valori morale în același timp, dar și valori plastice. Pentru că subiectul, cum este prezentat aici și cu echivalentul plastic, coincid foarte bine. Deci sunt într-o congruență perfectă. Vreau de asemenea să mai menționez faptul că, în afară de compoziție și de ținuta morală pe care au personajele ca atare, avem de-a face cu culoarea. Culoarea care, așa cum bine a spuneați și Părintele Verticaru, are două origini. Pe de o parte, are o origine în doctrina iluminării a lui Aurel Augustin, dar pe de altă parte, venind în epoca contemporană, în actualitate, are și o ușoară tentă de impresionism. Și nu știu dacă trebuie chiar să condamnăm faptul că nu se mai pictează astăzi în stil bizantin, evident pe linie bisericească, da, dar știți foarte bine că la Durău, școala lui Tonița, a pictat altfel. Deși a primit o comandă în stil bizantin, dar școala lui Tonița a pictat sfinții de acolo în ținute populare și de aceea a apărut un interes deosebit astăzi, tocmai pentru această manieră a lui de a gândi. Dar structura este aceea, adică aceea bizantină. Grafica, subtilitatea, eleganța, rafinamentul, simplitatea și interioritatea. Această influență care a fost transmisă și de către așa numitul el greco, Domenico Theotokopoulos, când a ajuns la Madrid, el a combinat
la Toledo, acolo s-a stabilit, a combinat foarte bine influența bizantină cu cea occidentală și a ieșit un curent extraordinar de frumos. După mine este cel mai figuros și mai original curent din epoca Renașterii. Sigur, din contactul cu școala italiană, din cea spaniolă. Deci, aceste curente bizantine sunt încă admirate, sunt regretate, pentru că islamismul care s-a impus și a ocupat, mă rog, a distrus cultura bizantină și a distrus Imperiul Bizantin, care era producător de cultură, el s-a proliferat pe subtil, așa, prin provinciile afara Imperiului, care cândva erau și opuse Imperiului, dar după aia au devenit apărătoare ale valorilor Imperiului, și s-au cultivat și se cultivă și astăzi, indirect, în forme diferite. Dar se cultivă. De aceea eu îl felicit pe maestru că s-a plecat și a smuls, cum se spune, din tradiție, acele elemente care sunt viabile, le-a cultivat în pictura sa și ne-a adus nou aceste valori ca să ne amintească de un trecut atât de glorios și frumos. Probabil ar fi momentul ca artistul sine să ne spună câteva cuvinte despre viața lui sau creația lui. Asta e, if you want to say something about yourself, about your art, about the way you work or live, what you brought here and why. If not, just say thank you. It'll be fine. I would like to say I'm very honored to be here among you nice people in a very historic and very important city with very strong historical bonds with Greece, my country. I always had a dream to come here, but now I have the occasion through very good friends, and I'm very honored to be here and to present my work, my modest effort here to you people, and I'm speechless. Okay, am să traduc în mare. Poate că v-am mulțumit tuturor pentru că sunteți aici și sunteți oameni foarte frumoși, foarte primitori. Este foarte bucuros să fie între noi și a visat de mult să ajungă pe meleagurile românești și pe meleagurile Iașului, pe care am prins că l-am mai vizitat de câteva ori în trecut și de care s-a îndrăgostit. Și datorită prieteniilor noastre și prietenilor noștri, acest lucru s-a împlinit. Și nu mai prea are cuvinte. Dar o să completăm noi, în schimb. For your effort, the International Art Association, which I'm the president of, okay, we give you a certificate of excellence for promoting art throughout the world. Congratulations. Asta este o diplomă de excelență oferită nu atât de mine, președintele Asociației IART, ci de grupul pe care îl reprezint, grupul de artiști, care, cum am menționat la începutul prezentării, m-a ajuns la peste 130. Suntem în creștere, suntem mândri de voi, sper că și voi sunteți mândri de ceea ce facem, ceea ce încercăm să facem în fiecare zi. Cu aceasta ajungem spre un final. A mai fost un mic moment pe care mi s-a făcut semn că nu mai avem timp să-l introducem în emisiune. Aș vrea totuși să nu încheiem înainte de a mulțumi, în primul rând, dumneavoastră, pentru că ați fost atât de amabili, drăguți, prietenoși, ca de obicei, și ne-ați onorat cu prezența, cât și partenerilor noștri, domnul Petru Maleon, de la Biblioteca Centrală Universitară, domnul Petru Frăsilă, care văd că s-a ascuns acolo în colț, mai stai, excelență, directorul televiziunii Tele Moldova și Prima TV Iași, și prietenul nostru, Demos Releanu, de la Codnari.